Cum aplici legea intenției în propria ta viață? Care dintre breșurile despre care am discutat pe parcursul acestui capitol te-au făcut să neglijezi dezvoltarea personală? Breșa presupunerii. Presupun că dezvoltarea apare de la sine. Breșa cunoștințelor necesare. Nu știu cum să mă dezvolt la nivel personal. Breșa momentului oportun. Nu este momentul potrivit să încep. Breșa erorilor. Mi-e teamă să nu fac greșeli. Breșa perfecțiunii. Trebuie să identific cea mai bună modalitate înainte de a începe. Breșa inspirației. Simt că nu sunt inspirat să fac acest lucru. Breșa comparației. Ceilalți sunt mai buni decât mine. Breșa așteptărilor. Credeam că va fi mult mai ușor. După ce ai aflat toate detaliile legate de aceste breșe, ce strategii poți crea și implementa astfel încât să le poți astupa și depăși, notează pe hârtie un plan pentru fiecare dintre breșele identificate care se aplică în cazul tău și fă primul pas, chiar acum. Foarte mult subestimează lipsa de importanță a multor lucruri din viața de zi cu zi. Atenția le este distrasă. Drept urmare, nu acordă atenției dezvoltării personale, iar dacă se dezvoltă totuși, o fac întâmplător, nu fiindcă așa și-au propus. Uită-te la agenda ta din următoarele 12 luni. Cât timp ai alocat strict dezvoltării personale? Cei mai mulți vor descoperi că nici unul. Sau poate că ți-ai planificat să participi la un seminar în următorul an. Nu este însă suficient. Refăți agenda astfel încât să ai în fiecare zi o întâlnire cu tine pentru propria dezvoltare personală, 5 zile pe săptămână, 50 de săptămâni pe an. Dacă te gândești cumva că nu ai timp pentru așa ceva, probabil că este adevărat. Dar fă -o oricum. Dacă vrei să ai succes, trebuie să faci tot ceea ce stă în putință. Trezește-te cu o oră mai devreme. Culcă-te cu o oră mai târziu. Făți timp pentru asta la sfârșit de săptămână, fiindcă altfel va trebui să renunți la visuri, la speranțe și la dorința de a-ți atinge potențialul maxim. Începe chiar acum. Indiferent în ce moment al zilei citești aceste rânduri, iați angajamentul de a începe să te dezvolți. Acordă-ți acea primă oră. Înainte de a te duce seara la culcare fă timp și în următoarele 5 zile chiar dacă simți că nu ai chef fă-o oricum